Mai este foarte puțin până la sărbătoarea Crăciunului și implicit până la sfârșitul anului, așa că Megidienii intră într-un mic concediu. Reprezentanții Spitalului Municipal Megidia ne asigură însă că putem fi liniștiți, deoarece unitatea sanitară va funcționa cu linii de gardă de profil și va acorda asistență medicală de urgență în perioada 24 decembrie 2015-4 ianuarie 2016. Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța a anunțat programul de lucru al unităților sanitare din județ, care vor asigura asistență medicală de urgență de sărbători. În această perioadă, spitalele din județul Constanța vor funcționa cu linii de garde de profil și vor acorda asistență medicală de urgență, iar medicii unității de primiri urgențe din Megidia vor răspunde la numărul de telefon 0241 810 690. Serviciul de ambulanță al județului Constanța va avea program normal de lucru, cu mențiunea că în această perioadă va asigura și eliberarea de certificate constatatoare de deces. Toate solicitările populației vor fi preluate la numărul unic de urgență 112. Trebuie menționat că și cele patru centre de permanență din județul Constanța, Cogealac, Băneasa, Năvodar și Cumpăna vor asigura asistență medicală de urgență în program non-stop cu linie de gardă, dar în județul Constanța vor funcționa în program permanent în perioada sărbătorilor de iarnă doar șapte farmacii.